Două treimi dintre britanici și-ar dori un nou referendum pentru Brexit, iar peste jumătate dintre ei spun că ar vrea ca Marea Britanie să nu fie ieșită din Uniunea Europeană. Colegul nostru, corespondentul Antena 3 CNN la Londra, Mircea Maier, are toate informațiile, îl ascultăm. Se pare că situația economică actuală a Marii Britanii duce pe britanici înspre un nou referendum. Foarte mulți dintre ei, aproape două treimi, 65%, spun că doresc acum să... din Uniunea Europeană pentru a se reintegra, pentru a se reîntoarce în UE. Numai că specialiștii spun că Brexitul este printre problemele economice, însă nu este principala problemă economică. Cei doi ani de pandemie și după aceea războiul din Ucraina a afectat puternic economia Marii Britanii, mult mai puternic decât Brexitul, însă se pare că percepțiile primează în acest moment. Și pot să vă spun că 65% doresc acum un alt referendum în creștere față de 55% anul trecut, iar sondajul mai arată că 54% dintre britanici spun acum că Brexit a fost o decizie greșită față de 46% anul trecut. Mai mult, săptămâna trecută, camerele de comerț britanice au cerut guvernului să analizeze din nou modul în care comerțul cu Europa poate fi îmbunătățit la 2 ani de la acordul convenit de fostul premier Boris Johnson. Cu toate acestea, guvernul britanic, condus de acum de Rishi Sunak, a anunțat plin de numeroase beneficii Brexitului și se restaurează statutul Regatului Unit de țară suverană în acest moment.